Anumite locuri a mai scăzut.
E cum v-ați văzut și acolo, e o întreagă de servicii de protecție pentru persoanele sau tinerii cu dezabilități, cu tinerii în anumite situații și sunt undeva la vreo 20 și ceva de centre pe raza județului Bacău. Bine, finanțarea din partea Consiliului Local va fi 35% din valoare, în funcție de persoanele care sunt de pe raza comunei și sunt instituționalizate acolo. Să punem la vot. Proiect de hotărâre privind împlinirea OAT de reștiința în calitate de membru asociației de dezvoltare în implementare Bacău ATIP și modificarea actului constitutiv și a statului acestuia. Inițiator primarul comunei. Deci, vedeți, și justiția nu face parte din Asociația de Intercomunitate de Madrid. Și trebuie acceptul la toți care sunt din fondatorii și membrii acestei asociații. Cred că nu este ceva de problemă dacă vor să ieși din Madrid, parte din Madrid. Nu știu care au fi fost atunci la oameni respectiv de nu au fost și ei să acord așa ceva, ca să fie, pentru că primul hotărâre de Consiliul Local se acordă atât intrarea, cât și ieșirea. Nu cred că sunt acolo. Întrebări? Să punem la vot? Cine pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatoarelor tehnoeconomice pentru obiectivul de investiție, lucrări de reparație și punerea în siguranță a drumului comunal DC-172 și drumul Țătești-Sat Coma, Comuna Sândulen, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Suntem bună ziua, nu știu, m-am întâlnit la ședință, s-au aprobat indicatorul tehnoeconomice la această investiție în căs de reparații, dar nu au fost incluse rigorile trapezoidale în față de la actual facă. Rigorile trapezoidale de pe o lungime de 40 de metri. S-a mărit valoarea devizului general cu 31 de mii de lei pe rigorile trapezoidale, plus încă 20 și 36 de tone pe o zonă nu a fost incusă pe alta spate. Și s-a mărit devizul cu 40 de mii de lei. Întrebări? Mâine este ultima zi de depunere oferte pentru drumul de acolo. Maxim două luni de zile cu care este. Să punem la vot? Ce ne vedem? Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării a unui schimb de teren, inițiator primarul comunei. Din cei 77 de persoane care au făcut schimbul de teren cu primăria, mai rămas decât 4 persoane. Unul dintre beneficiari a fost chiar și Nea Salzator, mai multe persoane în comun, au rămas 4 persoane în comun, respectiv Vrânceanu Cristinel, David, Horvat Iosif Caramurin. A preluat certificatul de moștenire cu Orhova Florentina, Sărcu, Orhova Florentina și Dima, dacă reținem, și Dima. S-a făcut un schimb de teren între primărie și Orhova David, s-a făcut o expertiză anual privind valoarea terenurilor și s-a constatat că e vorba doar de David. Fac precizarea, nu și vorba. S-a stabilit că suprafața de pământ din Craburan este de 3 euro, da, este de 3 euro în intravilan, respectiv suprafața de pământ de pe starea CAP-ului, iar suprafața de extravilan este de 1,7 euro. Și s-a făcut compensarea pe suprafață, pe 921 de metri pătrați, s-a făcut scăderea, valoarea totală 36% minus, deci el trebuie să mai dea primării 5.127 de lei ca să poată să se realize acest schimb de teren. Deci, valoarea de 5.127, stabilirea acestei valori a fost făcută de un expert anual, nu de noi. Unde s-a stabilit, există expertii, dar unde s-a stabilit că valoarea este de 3 euro și 1,7 euro în extravilan și intravilan. Întrebări? O să mai fie o ședință, o să mai venim și cu Horva Florentina, doar ei au depus ca
Minovăr. Cine pentru? 7 de lei. Cine transcrie la vot? Care este negat? Da. Domn primar, o rugăminte, dacă se poate, un pic să reamenajați terenul ăla de la Coman, de fotbal, și eventual, dacă puteți, să trimiteți pe cineva să tundă iarba aia, pentru că mai sunt copii care ar vrea. Vă rog foarte mult, cu tot respect, puteți clar din didactic, da? Nu mai veniți cu aceste solicitări. Nu mai veniți cu aceste solicitări, nu este deranjat. În primul rând, aveți unitate școlară cu personalitate juridică. Primăria nu trimite oameni să tundă terenul de fotbal. Da? Există coordonatorul de școală, există primar. Da? Nu ați fost în stare în unitatea școlară să tundeți un teren de fotbal din un aprilie până acum. Este vacanță, acum vezi tunderea acestui teren de fotbal. Dar cât au fost copiii 4 de zile, nu s-au gândit niciun cadru didactic să tunde acel, să tundeți acel teren de fotbal. E jenant lucru. Sunteți profesor. Deci copiii aia nu s-au jucat timp de 4 de zile. De ce nu ați tuns terenul? De ce nu i-ai spus doamnei director să tundă terenul? Nu vă supărați, dar nu este ok. Eu când eram director, aveau toate terenurile cosite. Mi-am stricat, am adus Honda mea de acasă și mi-am stricat, mi-am luat cu cuțitele. Tundeți, domnule, terenul de fotbal. Face tot ce legă de directoare și mai multe atât. Timp de 4 luni de zile nu ați cosit voi terenul ăla de fotbal. Copiii nu au jucat fotbal pe teren de fotbal. Vă rog frumos. Deci, există unitate școlară cu director, cu personalitate juridică, există primărie cu personalitate juridică. Da? Există angajat unității școlare care sunt plătiți de unitatea școlară, care unitatea școlară beneficiază de serviciile lor, iar primăria nu are nicio treabă cu angajații școlii. Vă rog să puneți angajații școlii să tundă iarba, să toate lucrările care trebuie făcute. Ce treabă are primarul? Deci terenul respectiv aparține școlii, da? Ia aparține școlii, ce treabă are primarul? Primarul de dimineață, până seara, să plătea. Sartul nu are un teren de fotbal unde se poate... Poftim? Ceilalți locuitori ai satului, n-au un alt teren... Dar nu ați fost în stare 4 luni de zile să tundeți terenul. Păi asta e ideea. Eu trimit acum vacanță. Acum vacanță, hai să zicem că este responsabilitatea. Dar nici acum nu este, pentru că sunt angajații unități școlare. Care angajații unități trebuie să tundă terenul. S-au făcut lucrări pe acel teren și e deja terenul este deformat acolo, în zona respectivă. E dreptat, dar e tuns. Lucrările s-au făcut acum 2 săptămâni, domnul Sergeu. Nici n-ați pus terenul până acum? Lăsați-o înainte de tăia, nu mai veniți. Asta e un manipulat, e cum o face de aia de la televizor, așa o face și dumneavoastră. Haideți să mai veniți cu solicitările noastre acum. Eu am venit la rugămintea unor tineri care vor să facă tineri. Rugămintea mea ca și primar și ca profesor, cât timp sunteți profesor, rugați-vă doamna director să pună oamenii angajați să tundă iarba de terenul de fotbal. Eu când eram director, terenul de fotbal era tot, toată ziua juca copiii fotbal. Iar aici au venit și au tuns, au cosit, eu da, așa eu doar că au venit să tundă iarba. Adică dumneavoastră ca și profesor din luna martie, din luna iunie, n-ați văzut că iarba e 20 cm? Totuși s-a lucrat pe acel teren și încă nu este îndreptat cum trebuie să fie. Dacă veți trece pe acolo și veți vedea cum arată, nu eu spun ceva, cum să spun așa. Eu recunosc că s-a lucrat acum 2 săptămâni. Școala s-a terminat 2 săptămâni. Da? Dar până acum 2 săptămâni nu ați văzut că terenul este plic de jumătate de metru de iarbă. Adică hai să fim obiectiv. Tu unde ți-ai avut oameni buni? A, acum ca să zici din tine că aveți nevoie de votul. Ei, votul e câștigat din copii, nu din oamenii aia. Noi avem, dacă nu știți, avem copii înscriși la fotbal, care practic în timpul lor liber n-au unde să se antreneze. De iarba. Fă o solicitare de doamna director să tunde iarba, nu că te primar. Că primar nu se ocupă de tuns iarba, este director cu personalitate, unitate cu personalitate, tunde iarba. O ajuns primarul să mai tundă și iarba. El a investit 200 de ani să ducă să tundă iarba primarul. Haideți că nu lăsați-vă aici. Eu vă frumos, nu mai veniți cu solicitări, totdeauna ați venit cu solicitări din astea care, pentru mine, ca și om, ca și cadrul ăla, sunt aberante. De 4 luni de zile... Mie mi se pare lucrul acesta. Eu am venit cu o solicitare. Bine, de 4 luni, dumneavoastră... Domnul, să știți că în ultimul timp a început să crească iarba în urma ploilor, a început iarba... De unde luați dumneavoastră să arată? De la școală sau de la primărie? De unde luați bani? De la școală. Înseamnă că acea unitate școală are personalitate juridică. Ce înseamnă personalitate juridică? Unitate care are un birou financiar contabil, da?
Execuție bugetară. Execuția bugetară nu se face la primărie, se face la școală, da? Adresați-vă conduce unități școlare și vedeți că timp de 4 luni de zile nu ați văzut și ați trecut toată ziua prin acel teren de fotbal, că i-am mai rămas. Hai, vă frumos. Ce veți în ce, dar nu puneți mie de școală. Puneți mai și munciți la școală. Eu ce scuze că, dar nu e ok, adică am ajuns să mai duc și iarba la terenul de fotbal. Nu știam că aparține și satului și având în vedere că... Domnul Sărescu, aparține și satului, e ok ce spuneți. Dar dumneavoastră n-ați văzut timp de 4 luni zile, când interesul major este al copilașului, că iarba aia e mare. Nu v-a interesat. Când, așa cum dumneavoastră și televiziunea nu v-a interesat să vă duceți într-un an de zile, adică de 5 ori să predați religia la școală de la Greșești, așa nu v-a interesat nici televiziunea. Domnul, nu mai vorbiți fără fundament. Fără fundament, fără fundament. De 5 ori. Eu vă aduc martori că mi-a făcut treaba cum trebuie. Domnul Silvius. Eu în primar, tot timpul ați făcut acest lucru, tot timpul m-ați jignit și... Veniți cu argumente foarte pe care eu îi pun în aplicare, dar nu da, eu să știți, dacă am venit cu solicitarea asta, eu n-am venit pentru voturi cum am fost acuzat. Duceți-vă la doamna de Mito și să spuneți să spun. Am înțeles, voi merge la doamna. Și timp de 4 luni zile, trebuie să-i spuneți că terenul ăla nu se joacă copiii. Dar tocmai dumneavoastră n-ați fost la școală să vedeți terenul ăla de fotbal. Probabil. Și dacă spuneți dumneavoastră. Probabil n-a văzut. Iar profesorul de sport, probabil n-a făcut ora de sport când a văzut că iarba aia e atât de mare. A stat în casă. Iar dumneavoastră l-ați apropiat după profesorul de sport. Poate să închid. Da.